vorbește Moldova în acest platou, aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ion și Olga și-au unit destinele în toamna anului 2008. La scurt timp, în familia lor, a apărut primul copil, iar după 3 ani a venit și mezinul. Părea o familie fericită, până într-o zi, când Ion s-a întâlnit cu cineva care i-a răsturnat viața. Tu ești amăgit. Și tu n-ai niciun copil. Spusele l-au pus pe gânduri pe bărbat. Am venit cu clare pământ. Eu cred că e m-am amăgit. Că-s copiii mei. Și nu doar Ion își suspecta soție de infidelitate. Pe această poză este fiorul Ion, dar pe ea asta nepoțica Vitalina. Nu se seamănă, nu. Vreau să fac un teze în cap. Vreau să aflu adevărul. Cine este misterioasa persoană care i-a spus lui Ion despre presupusa infidelitate a soției sale? Și de ce bărbatul a crezut-o? Ce se întâmplă acum cu mama și cei 2 copii pe care Ion îi crede străini? Ea va accepta oare testul ADN solicitat de bărbat? Toate răspunsurile astăzi în emisiune. Aurica și Vitalie Rusu, părinții bărbatului care crede că soția i-a născut 2 copii din flori, au venit astăzi în platoul nostru. Să-i întâmpinăm! Mai întâi de toate vreau să vă întreb, cum ați aflat și ați reacționat atunci când Ion a decis să se însoare cu Olga? N-aș spune chiar plăcut, pentru că mi s-a părut mie. Prea repede s-a hotărât întrebarea asta. Cât de repede? Îndată, chiar s-o coteam așa, 2 zile cât erau ei cunoscuți. Și de mă 3 zile o venit să fac cunoștință părinți Olga. Pe bune? În 3 zile s-au decis? 2 zile bune, cam așa ceva. Și a 3-a zi o venit să fac cunoștință cu noi și înțelegere chiar. Eu știu că Caterina, de exemplu, dacă se căsătorește băiatul cu fata, de exemplu, întâi, părinții fietii cheamă părinții băiatului să cunoască. Dar la noi a fost invers. Noi am avut pe 2 noiembrie, am fost luni mari, am cununat o pereche de tineri. Așa. Și pe 2 noiembrie, ei la 2 noiembrie s-au întâlnit la nunta aceea. Și noi atunci am luat o mașină la, cum se spune, am arendat-o, că să avem cu ce ne folosă la nuntă. Și el, era băietul, era cu mașina, el mergea la ruș. Și nu știu, eu singur nu știu cum a ajuns. Am înțeles, v-a șocat ideea, dar l-ați întrebat de ce atât de repede, pentru că... Prima, deodată, aveam așa o... spun o îndoială, mai știu eu, nu eram... tare dispus cu propunerea lor că îi căsătoresc așa repede. Pentru el băiatul, pentru până la întâmplarea asta, au avut o întâlnire cât au fost el la Moscova cu o fată, 3 ani de zile și nu s-a căsătorit. Dar aici era de mirare, taman, o zi, două, o durat și a 3-a zi de-am să vii și la înțelegere. Să... Dar Olga, cum vi s-a părut? Am și eu fată și m-am gândit că de ce nu? Dacă îi place lui ea, n-am străim noi cu dânsa, să trăiască el. Și ne-am gândit să fie bine, n-am vrut să nu trăiască, ori să aibă ceva dubii el, ori poate ceva... Noi nu ne-am pus nici, nu ne-am apăsat. Credeți, și nu le dăm voie să trăiască. Păreau îndrăgostiți? Se vedea că, uite... Parcă n-aș zici tare. Și totuși în 3 zile au decis să se căsătorească. Da, în 3 zile. Chiar și dat, anunțe. Tot e singur. Au stabilit-o deodată. Da, 31 mai. Și nici mai înainte, nici mai urmă. 31 mai. Dar poate mai târziu. Nu, că eu burta e mare și... Apropo și de burtă mare, când ați aflat că e însărcinată și, uite, vă face bunici? După ce au venit la Moscova, au stat o săptămână, ori nu se minte eu, cât puțin tare au stat, și pe urmă s-au îndoi la Moscova. Și au trecut 2 săptămâni și ne sună Olea. Bucurați-vă că ați și zbunei. Noi am șocat. De ce? Cum? Repede! Și intervale, nicăși suntem... Tot pe neșteptate. Dar poate fi însărcinat, ne gândim, dar tot una, nu poți fi. Cum așa de repede? V-a trezit din start bănuieli. Da, da.
Și ce fel de bănuieli până la urmă vi s-au trezit? Ne-am gândit că cum așa de repede poate să fie, că chiar dacă, de exemplu, ești căsătorită... Spuneți pe șleau, doamna Viorica. Nu poți să... Deci vi s-a părut că era gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da. I-ați spus despre aceste bănuieli fiului dumneavoastră? Noi am zis, cum poți și așa, dacă nu de mult voi vă cunoșteți, când colo nu m-a dus la Moscova, trec 2 săptămâni și Olea sună și spune că ești însărcinat. El ce v-a zis? N-a zis nimic, a tăcut și n-a zis nimic. A încercat să vă contrazică, să zic că mama nu poți să zici așa n-a ceva? Nu, nimic, nu. Mi-a ascultat și n-a zis nimic. Domnul Vitalie, eu am înțeles că dumneavoastră ați mai avut niște bănuieli privind Olga. Venind noi de la Moscova, eu fișorul, eram... Ambii pe un scaun, nu de parte de șofer, la fiecare post de poliție, o ascundeau pe Olea. Eu zic, păi deși pe unul, pe altul, de acolo, de pe autobus, nu, dar o dădeau deoparte, acolo, jos. Cine o dădea deoparte? Unul din șoferi. O ascundeau. Da. De ce o ascundeau? Ori n-avea bilet, nu cumpărat, noi nu știm singur, nu știm. Poate de la întâmplarea asta, mai știu eu, și e totodată s-o grăbit, spui și dat anunț. Și repede... Deci, ca să înțeleg, atunci când a venit la voi în casă, v-ați dat seama că este fata pe care ați văzut-o în autobuz? Da, noi chiar la nuntă și când... Eu a fost la nuntă, când am coronat. Noi așa. Eu fost... Tot de repijor. Și când l-a anunțat Ion că se însoară tocmai cu această fată, i-ați spus fiului despre ceea ce ați văzut? Nu, el era alături cu mine. El era și el, așa. Era, da, era și el. Și dumneavoastră v-ați amintit de acel moment? Da, după ce ocazie? Bine, au ascuns-o, au nu știu ce. Care sunt bănuielile? Despre ce o bănuiați? Și cum este legat despre de poate bănuielile? Poate copilul de atunci cum v-a apărut și avea că ce, că s-a culcat cu șoferii sau ce? Posibil, nu pot să știu. Eu numai că vorbesc ei și am văzut. Așa. Atunci când a născut Olga, cum ați... Noi nu eram, eram la Moscova. La așa? Și când v-ați văzut nepoata? Și după ce am venit de la Moscova. Uh-huh. Și? Copilul când e mic, știți, fiecare copil seamănă unul cu altul și nu poți să deosebi. Dar ați simțit, iată, această dragoste de bunici? Știți, când își văd parcă nepoții, da și parcă nu. Parcă da și parcă nu, știți? Parcă e a noastră și parcă nu e a noastră. Și de-am o lecuță s-o mai ridicat, o lecuță s-o mai crescut, dar e nu... Fotografii nu ne da niciodată. Asta numai cât... Dar voi o vedeați pe nepoțică sau nu? Vedeam că vine cu dânsa la noi, vine. Nu știu pentru ce fotografii. Și... Nu, am în vedere așa ca bunie. Poate e o fotografie, o mai pui într-o rampă, dar poate așa. Pui pe masă, dar poate ți-i doar uneori vrei să te uiți, că așa. Știi că ai... Nu. Două fotografii numai cât le-am. Una o rămas perete casă și una am adus-o în studio aici, este în geant. Și eu atât alte fotografii nu am. Dar cu băițelul nici o fotografie nu am. Când a apărut al doilea nepoțel, ați avut aceleași dubii? Parcă nu am avut așa dubii la a doilea, că am fost chiar și la maternitate. Și parcă la băiețel, nu știu cum, parcă altfel la, nu știu cum, la inimă, parcă s-a lipit altfel, nu ca la fată, dar nu știu. Parcă adică băiețel, vreți să spuneți da. Că și la băiețel ați avea dubii? Eu n-aș zice, nu seamănă deloc cu băietul. Nici fata, nici băietul. Și nici fata cu băietul nu seamănă unul cu altul. Domnul Vitalie, dar ați zis că ați venit aici să aflați adevărul. Nu, înainte adevăr. De a afla adevărul, vreau să știu care sunt dubiile. Aveți dubii privind ambii nepoți sau doar unul dintre ei? Eu mai tare aș vrea pe ambii să iau amii, știu că e sângele nostru, dar dubii sunt pentru amândoi. Știți, cu păreri de rău, în situația în cauză este o problemă foarte periculoasă când părinții intervin în cuplu copiilor și într-un final suferă copiii. Nu este normal absolut deloc. Ce ați făcut dumneavoastră și ce faceți până ziua de azi. Eu înțeleg că poate posibil să fie bănuieli, dar ar trebui să faceți un lucru foarte simplu, să lăsați copiii în pace, unicul lucru. Dar că seamănă, că nu seamănă, astea sunt doar detalii care, știți, nu este tata cel care face, dar este tata cel care crește și iubește cu adevărat copiii. Noi nu le-am dus niciodată nimic. Noi voiem ca ei să trăiască, noi nu ne-am amestecat. Păi uitați-vă unde ați ajuns la ziua de azi. Eu m-am căsătorit în 3 zile. Asta așa, e, v-ați da. Regăsit în această și poveste. Și chiar în prima parțial. Lună am prins prima sarcină și a venit de 7 luni. Uite, dacă mama soacră vroia, mă învinuia de 1000 de ori, probabil, că până acum.
Dar nu a făcut. N-a făcut-o. Probabil și... pentru că fiul seamănă cu tată. Nu. Primul băiat seamănă tatălui socru, bunelului seamănă. Așa. Că de multe ori el se apropie de mine. Mami, cu cine eu seamăn? Zic, tu seamini cu noi, atât. Și uite, îmi pare rău, fiindcă eu vă înțeleg și pe dumneavoastră. Sunt și eu mama a trei băieți și îmi dau seama că dacă cineva mi-ar spune că nepotul tău nu este al tău, nu m-aș simți bine. Dar credeți-mă că după atâția ani, după ce copiii au crescut, voi iubiți. Chiar să nu fie a voștri. Așa este, da. Aurica și Vitalie Rusu își acuză Nora de păcate grele. Mai exact că și-ar fi înșelat soțul și i-a născut doi copii din flori. Cei doi părinți spun că ar fi încercat în repetate rânduri să-i deschidă ochii feciorului, însă el nu i-a auzit. Acum, bărbatul vrea efectuarea unui test ADN pentru a demonstra că nu el este tatăl copiilor. Însă, pentru asta, el are nevoie de acordul soției. Dacă a reușit să-l obțină, vă spunem mai târziu. Iar acum o invit în platou pe mama femeii acuzate de soț și de socri de infidelitate. Să o întâmpinăm! Nu știu cum să zic, ei au făcut cunoștință la o nuntă, doamna Aurica cu domnul Vitalie era unul mari, Olea era prietena a Miresă și nu știu, a fost o coincidență că și într un autobuz a venit, s-a pornit tot, e fica mea, dar ei nu că s-o lauci, nici, e dezghețată, are limbă comună, găsește cu orice persoană. Așa. Și de la 3 noiembrie eu pot să zic că ei sunt împreună. Pe data de 3 noiembrie. Doamna Valentina, uitați-vă, Cuscur dumneavoastră ne-a povestit despre un episod, dacă tot ați pomenit despre autobuz. Că era cu șoferii, că o ascundeau, că nu știu ce făceau. Dacă era în autobuz numai șoferii și domnul Vitali cu fiul și fata mea, aș crede, dar era un autobuz plin de lume. Așa ceva, chiar și nu știu cum să... Dar atunci când, iată, au ajuns și la urechile dumneavoastră bănuielile Cuscrilor privind copiii și fidelitatea implicit a Olgăi, cum ați primit această veste? Banii au venit, au cerut-o în căsătorie și cum să cerut-o de la mine. Eu i-am spus, te-ai gândit, Ghine, asta e un, nu e un măr, azi l-ai mușcat și mâinile l-ai aruncat, gândește-te, Ghine, că asta e pe viață. Vă spun cinstit, jumătate de oră am plâns până am zis da. De ce ați plâns? De atât tare repede s-a primit cererea asta în căsătorie. Vine la noi, o ajuta pe dânsa, l-a greblat la frunze, eu mă duceam la cereadă după vacă, el mă duce cu mașina. Și fost... când ați întrebat-o pe fata dumneavoastră, de ce așa de repede, Olguța? De ce în 3 zile? Ce v-a răspuns? A spus că e dragoste la prima vedere. Așa, o explicație logică. Și eu ca mamă, deodată nu vă spun în credință că tot... Nu prea am fost, dar n-am vrut să-i strâc. Când ați aflat despre bănuielile Cuscrilor privind paternitatea lui? Cu o lună și ceva în urmă, ei trăiau la mine. Afară întuneca. Eu ies afară, când a ieșit afară, dar ei stăteau pe rostrei, amândoi, plângeau. Și el și ea? Și el și ea plângea. Eu mă apropii de dâns și întreb ce s-a întâmplat. Olea s-a uit la Vania și să-i spun mamei, de el ce spune. Îmi spune nici chiar că l-a chemat pe Vania la bolavi și a spus că eu nu-s gravidă de la dânsul. Și ea, întrebarea cine? Mea așa... Părinții? Da. Și întrebarea mea așa a fost. Vania, dar tu și zici? Deci eu știu copilul e în eu. Zic, dacă e tău, intrați în casă, că afară-i frig. Olga era însărcinată în câte luni atunci? Aproape 7 luni. Și era deja aproape de să nască. Asta da? Undeva. Și el atunci v-a zis că este convins că este copilul lui. Da. După acel episod, vreodată a mai pomenit Ion, până nu. Erau ei împreună, că nu. Uite, s-o certe, să-i spună nu. Că nu sunt el copiii niciodată, mei. El niciodată, cât ei au trăit împreună la mine și apoi le-am cum, casă, în fața casei mele, cât au trăit ei 3 ani acolo, așa ceva între dânsi nu a fost. Ce face ea? Dânsa lucrează aici la Chișinău. Nepoța ei cu mine. Pe Vaniușa îl cresc de la 7 luni, când Vitalina s-a îmbolnăjit. De cât timp îi creșteți dumneavoastră? De la 7 luni îl cresc eu. Pe Ionel, da? Da. Și pe Vitalina cât? Vitalina după și eu a ieșit în reabilitare, tot la mine. Vreau să vă întreb, cum scrie dumneavoastră? Vă vizitează? Vă... Nu.
Nu. Eu de multe ori așa mă rugam că doamna Aurica lucrează șefă de poștă. Și chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să-i zic că cuscă-ți două zile liberă, dă nepoțe la mine. Vă spun în credință, unul Dumnezeu știe, nu mint. Așteptam să vie. Și nu s-a dat, chiar nu ieșe, că eu să-i duc la poartă, înțelegeți-mă drept. Dar am așteptat tare. Când ei duceau cadouri, ei vineau la drum acolo, totuși nu mai avem dorință să mai venim, că ei nu trăiau împreună și nu vrem să discutăm cu dumneavoastră. Doamna Aurica. În timpul ăsta ne întâlnim cu nepoții. Că ei vineau la noi, vineau la nănaș în sat, că nănașul din soara mea din sat. Dicram a fost la ultima dată și cu Vaniușa. Eu vorbesc de luat, așa, cu abunicii. Să-i luăm la noi? N-ați idei, de atâta nici nu ne... N-am încercat. Să mergeți la ei și să-i luați. Ați încercat? Nu, n-am încercat, nu. Ați vorbit cu mama copiilor să le spuneți că dați-mi copiii pentru Ken sau... Pentru o săptămână? Mai înainte, da, dar în ultimul an, de anul trecut, nu i-am cerut. Noi ne-am gândit că n-ați dar înainte i-ați cerut și nu v-au dat? Nu, ne-au dat. Deci, ca să înțeleg, în 5 ani de zile au fost cuscrii la dumneavoastră să vă ia? 5 ani de zile. La dumnealor nu ne-am dus, dar nepoței... Păi de acolo crește nepoței, nu? Da, și nepoței vineau la noi, în timpul ăsta nepoței au fost când noi nicem la voloave. Dar povestiți-ne, vă rog, în acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată? Foarte bun. Foarte bun. El era cu fata după dânsul, Doamne ferește ce fășe. El era fata tati. El mai mult trăge la Vania ca la Olea. Și atunci când s-a născut Ionel? Și atunci când s-a născut Ionel, el era la Moscova. Era cu Fșorniu, cu Nora și cu cumnata lui Fșorniu. A revenit peste vreo 3 săptămâni așa. Așa, s-a bucurat? Da, cum a venit cu calească, a venit cu costumașă. Când Olea l-a sunat la Moscova și a spus că... a întrebat numele, ce nume să pui la băiet. El a ales numele. El în cinstea lui l-a numit? Da, și la fată tot el a ales Vitalina și la băiet tot. Deci tatăl i-a pus numele feciorului? Da. Așa? Da. Ion și l-a numit în cinstea lui Ionel. Așa a vrut el și băie. Și... ce ați simțit în momentul când Ion s-a dezis de copiii lui? Cum s-a întâmplat în general acest moment? Am observat că el nu vine la Vaniușa deloc. Deci, într-o bună zi, da, n-a mai venit acasă să-l vadă că pe da, copil. Nu. A povestit ceva când ultima dată l-ați văzut? Am sunat-o pe Olea la Chișinău, la spital, și am spus, Olea, Vania, dar nu vine, nu ne-a dus și trebuie la copil, știi? Și ei ne-au spus mie, mamă, ești la Vitalina la Chișinău, domnul vine. Noi îl sunăm, Vitalina vrea să-l vadă, îl sunăm. El spune, bacă nu poate veni, bacă e plecat, bacă nu-i, bacă e ca așa e. Aici s-a terminat tata. Și de atunci? Și de atunci nu comunicăm. M-am întâlnit vreo două ori cu Vaniușa de mânuță, în Soroca cu dânsul. Mers pe alături, nici reacție. Pur și simplu am observat, dar că nu... Adică cum, a trecut pe lângă copilul da, lui și nu da, a zis da, nimic? Da, dar... a fost așa caz, Olea era... Vaniușa nu-l știe, vă spun în credință. El de pe fotografii știe fața tati, dar așa că se comune și ori să-l strângă în timpul ăsta, să-l iei odată în braț, să-l... nu. Și era un parc la Soroca, Olea și Vitalina și Vaniușa. Și Vitalina l-a văzut, că el acolo era și taxiul unde se oprea. Și Vitalina l-a văzut și-l-a apuc Vaniușa de mână și-i zice, Vaniușa, iau tata, haidem. Și-o prinsa, el, când i-a văzut, o rupt-o la fugă înainte și copilașa, ia că sunt și copiii, puteți să-i întrebați. Eu nu eram cu dânsul domnul Vitalina acasă, stresat și mi-a povestit cazul ăsta. Eu am o întrebare la părinții tatălui. Considerați frumos, bărbătește, omenește, că fiul dumneavoastră își întâmpină copiii în oraș și începe să fugă, să nu dea, și nu-și vede feciorul dumneavoastră, doar știu, înțelegeți dar... cât de important este un tată în viața unui băiat. Eu nici nu mai zic de unei fete, pentru că noi, fetele, și mai mult avem nevoie de tați. Ce pot spune? Viața îl învață pe dânsul. Noi ca tări și eu depinde de noi. În orice caz, în timpul cât l-am crescut, cât până a ajuns vreme să căsătorească. Socot că datorie de părință am făcut-o, ca să-i facem o educație specială. În soare te la un timp oarecare și tot așa. Asta nu putem să o dictez pentru că ne vine momentul lui. Însuși, la ceva rău nu ne-am gândit, nici de obște. Tăte este presupuneri, le-a apărut când am văzut că Vania Deam nu trăiește cu dânsa. Așa au fost cu scrăvale, da? Dar eu vreau să știu, cum v-a explicat Ion că a plecat din familie? Nu se împăcau, pur și simplu. Și pe urmă a apărut, bă, nu cum anume nu se împăcau?
Dar eu de nu știu cum nu sunt pe cau ei. Ce v-a povestit el? El, Caterin, lămurie rămâne tare obișnuit. Doamna Orică, care era supărarea? Nu sunt păcau, eu în orice caz așa pot să răspund. Nu sunt păcau. Cum erau bani în casă, era totul bine. Cum dispăreau bani, se începe buclucul, că nu-s bani. Nu e greu de trăit și n-au cuși. Și de la asta s-a și luat tot buclucul ăsta. S-au certat? S-au certat. Prima dată au venit cu două pachete în mână, au venit acasă și au zis că înapoi nu se duce și s-au mai sunat. Singurii care i-au da. Pentru... Și pe urmă s-au dus a doilea oară înapoi și nu a trecut mult timp, că eu n-am mai vrut în cap, chiar că zic cu jumătate de an, ori poate și mai mult. Și au venit cu cea mai danaș acasă și hainele care erau, zic că eu înapoi nu mă duc și gata. A cui a aparținut ideea ca copiii să locuiască la Cusca noastră? Noi n-am fost niciodată pentru că să locuiască la Cusca. Noi vroiam să locuiesc la aparte. Ne-am gândit să facem nuntă, banii de pe nuntă, care îi strâng ea, și dacă și avai, poate să mai duc ei la lucruri, poate ajutăm și noi, părinții, și cumpărăm un ieri apar să aibă unde trăim. Să aibă apartamentul lor. Nunta s-a făcut, banii i-au luat răpijor și cadouri, le-au strâns în bus și le-au dus la parcani, și de bani nici până în ziua de azi noi nu știm câți bani au făcut ei la nuntă. Eu văd că dumneavoastră încă după 10 ani de la nunta asta ați rămas cu gândul și ideea la banii de la nuntă. Eu vreau să vă spun că... Puteți cumpere o casă atunci cu banii. Dar e treaba lor. Ce puteau ei să facă la acel moment cu acei bani. Sunt cadoul lor de la nuntă. Și dumneavoastră ca părinți n-aveți nicio treabă să vă băgați într-o familie tânără și să le spuneți ce să facă ei cu banii, ce își cumpere și ce nu. E treaba copiilor voștri. Și eu admit faptul că familia asta s-a divorțat anume din cauza că dumneavoastră ați lăsat acolo o sămânță care e între timp o crescut și atât avem și rezultatul. Dar dumneavoastră vă gătați de treabă că primiți și nu vă băgați în bugetul lor familiar. Poate era situație, familia asta locuia așa astăzi împreună și erau fericiți. Dar dumneavoastră văd că tot se rezumă la bani. L-ați întrebat, bine, nu mai poți, dar cum cu copiii rămâne? El o schelar să-i ajute. Și-ar scoată să-i ajute. Și dumneavoastră v-ați mulțumit cu acest până răspuns. Până îl da la alimente prin judecată, el întotdeauna le ducea bani și pentru lemn de foc, să le și caldă iarna. În orice caz, bani le ducea fără. Eu nu a apărut din prin judecată să primească alimente. Ați încercat să-l convingeți să revină în familie? I-am zis, dar el a zis că nu se duce. Vreau să spun de casă cu domnul. În fața casei mele trăia un director de școală. La două luni au decedat ambii, soția și eu îngrijam de ei. Îi ducem mâncare, îi spălam de în rufe. Și când au decedat și dumnealui pe 27 aprilie, noi ne gătim din nuntă. Și cu rudele am grăit să luăm casă și ei 3 ani au trăit acolo. Și ei nu putut să facă document pe că era plecat băiatul stăpânilor ăștia. Pe... Și tot conflictul, ei trăiau aparte, nu s-a amestecat nimeni. S-a pornit după și s-a îmbolnăjit fata. Zi-mi, te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Eu bănuiesc că... cum? Pentru că nu seamănă cu mine. Când ai devenit tată, te-ai gândit că ai și o obligație și o responsabilitate? Dar eu m-am gândit că eu și eu tată. Că... Zici, tu ești amăjit. Din ziua și eu am început să încep să socot. Cum ați aflat și ați reacționat atunci când Ion a decis să se însoare cu Olga? Îndată, chiar să cotem așa, două zile cât erau ei cunoscuți și de mă treia zi au venit să fac cunoștință părinți Olga. Pe bune? În 3 zile s-au decis? 2 zile bune, cam așa ceva. Și-au trecut 2 săptămâni și ne sună Olga. Bucurați-vă că ați șez bune ei. Nu, e șocat. De ce? Cum? Repede. Și intervale, nicăși suntem... Tot pe niște tari. Vi s-a părut că era gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da. Adică vreți să spuneți că și la băiețel ați avea dubii? Eu n-aș zice. Nu seamănă deloc, nici cu noi, nici cu cu băietul. Nici fata, nici băietul. Și nici fata cu băietul nu seamănă unul cu altul. Chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să-i zic că Cusca-s 2 zile liberă, dă nepoții la mine. Vă spun în credință, unul Dumnezeu știe, nu mint. În 5 ani de zile au fost Cuscrii la dumneavoastră să vă ia? 5 ani de zile? La dumnealor nu ne-am dus, dar nepoței... Păi de acolo cresc nepoței, nu? Da. În acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată? Ion. Foarte bun. El era cu fata. Fata după dânsul, Doamne ferește ce fășe. El era fata tatii.
Ce ați simțit în momentul când Ion s-a dezis de copiii lui? Cum s-a întâmplat în general acest moment? Tot conflictul, ei trăiau aparte, nu s-a amestecat nimeni. S-a pornit după și s-a îmbolnăvit fata. În această seară vorbim despre un bărbat care și-a părăsit soția lăsând-o cu doi copii mici pe care, într-un anumit moment, nu i-a mai crezut ai lui. Totul s-ar fi întâmplat după o întâlnire cu o persoană. Cine este această persoană și cum l-a convins pe bărbat să-și distrugă familia, aflăm imediat chiar de la el. Îl invit în platou pe Ion Rusu. Eu sunt foarte curioasă, Ion. Cine este acea persoană care, uite, zici tu că ți-a deschis ochii asupra paternității și infidelității soției? Eu am lucrat în taxi și mergând pe drum într-o bună zi, o ta de mână o persoană. Eu m-am oprit. Mergând, eu te și mie tăși. Au început să ne spună ceva. Că tu... Ceva au mai zis, eu nu ți-am mint și-o zis, dar nici nu a fost interesant cu... Că eu era o femeie? Fost... Da, o femeie. Și... Au început să ne zic că eu n-am fost însurat. Așa brusc, din senin? Da. Că eu și mă întorc s-o sudit în spate, stau și mă întorc. Eu ei spun că cum nu, dacă... Da, eu... Cum? Amu nu trăiesc, dar am fost oficial însurat. E tot... Încă o dată ne spun. La tine, cum, într-o fiele pe mine îți prinești că nu mă ascultă. Și zici că nici copiii n-ai. Zic, cum, n-am, dacă am doi. Zici, tu ești amăjit. Din ziua și eu am început să încep să socot. Cum... Când s-a întâmplat această întâlnire cu această femeie? Asta... 2 ani în urmă, vara. Și această femeie străină, uite așa, te-a... brusc te-a convins? Da. Cum, nu pot să zic că m-a convins. Eu... Cum? Nu-mi vine să cred și eu am auzit. Prima dată i-am spus lui mamă, îmi pare că am sunat. Te-am sunat, da, mamă? Da. Și am sunat și am spus, ia că așa. Dar întrebat, ce cu această femeie? Cine este ea? E o clar văzătoare sau...? Cum? Eu dam pe urmă, n-am întrebat, dar ne-a spus că eu ajut oamenii. Nu a spus cine, nu a spus cum sunt. Ion, dar ce te-a făcut să crezi această femeie? Ți s-au mai întâmplat astfel de lucruri ca cineva să-ți prezică viitorul sau să-ți spună, nu, uite, nu, un adevăr? Până atunci eu n-am fost. N-am dar fost tu crezi în clar văzători, în vrăjitori, în... Nu pot spun că eu cred, dar din momentul ăla și eu am auzit și, cum știu, și la mine în familie, cum ei ne spune că, da, eu m-am sfădit, știu cum am sfădit, dar nu poți să ne spui că n-am fost însurat. Cum? Mi-a fost interesant că chestiile astea eu să le aflu personal. Cum personal? Adică să încep să mă gândesc că în urmă și-a fost. Și am început prima dată. Pe mama am sunat-o. Și ce ți-a spus mama atunci când ai sunat-o? Mama tot. În șoc a fost ca și mine. Numai e până în ultimul moment, că lor tot le spunem până în ultimul moment, poate ieși, nu vreau eu, nu cum. Într-un fel că... Că nu crede, că nu poate fi așa ceva. Eu așa, eu cum? Ceva așa eu înțelegem, n-am cum. De mai multe ori n-am stat să întreb că poate dureros, poate ceva, eu nu știu. Dar te rog, Ion, până la întâlnirea cu această femeie misterioasă, tu ai avut vreodată dubii privind copiii tăi, paternitatea ta? Să vă zic... Nu... Poate și mă gândim așa, dar nu, n-am vorbit cu nimic. De ce te gândeai? Mă gândeam cum. Deci din start, când s-a născut chiar primul copil? Nu. Din start eu nu m-am gândit. Dar când s-a venit prima dată ideea? Prima dată, când după doamna care ne-a spus. Până dar atunci, start, niciodată nu ai avut dubii. Dar ce te-a făcut, uite, așa brusc să ai o femeie străină să-ți spună așa ceva neverosimil? Tu până atunci să-ți crezi copiii ai tăi? De ce așa? Eu pot să vă spun, eu singur nu am înțeles și nu înțeleg până acum, dar eu după vorbile care doamna ne le-a spus, eu am încercat să socot, întâi de mie, deși am întrebat cum,
cam câte săptămâni, cam câte asta, câte luni. Și mi s-a explicat, așa. Și am încercat să socot. Și ce ți-a ieșit? Și după cum și eu am socotit, eu am întrebat-o. Până când eu pe dânsa am întrebat-o, o săptămână și ceva în urmă. Să ne dea, să ne spui cât să ne spui sau să ne dea când s-o, cum spune, prima, când te duci la o zi chestiile astea. Așa. Să ne dea să văd când a fost înregistrată. Și eu nu am vrut să ne dea. Zic, bine, nu ne dă. Eu n-am să lăs tăia ta muia să mă duc să-ți dau ție. Asta deja s-a întâmplat după plecarea ta din familie. Da, asta vă spun, o săptămână jumătate în urmă, eu pe dânsa am întrebat-o. Zic bănuielile și întâlnirea cu femeia misterioasă. Da, da, 2 ani în urmă. Noi din 2014 și noi nu suntem pe urmă. Sau 2013, nu țin minte precis. Dar asta cu femeie, 2 ani în urmă. Zi-mi, te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Până când eu de-a doilea copil nu pot spune, că de băiet, adică. Dar ne-ai solicitat ca să te ajutăm să facem testul ADN pentru ambii copii. Da. Asta înseamnă că tu ai bănuieli privind ambii copii? Eu bănuiesc că... Cum? Pentru că nu seamănă cu mine. La fată eu știu, știu data precis când m-am cunoscut cu dânsa, cu Olea. Dar la băiete eu nu țin minte, pentru că eu eram acasă, eu eram plecat pe ciocotare. Vinem și de o săptămână, două, iar plecam pe ciocotare. Eu nu... Cum? Am venit la fată, eu pe Olea n-am cunoscut-o până când. Noi la o nuntă ne-am cunoscut. Da, după data asta am venit, eu socot, am început să socot. Nu data anunță, dar din data, din ziua care, după zamă, cum socoate cu fost, nunta pe data de două, da? Pe data de două nunta, pe data de trei zamă, pe data de patru, asta se prinește după data de patru. Pe data de 5 după 12 seara. De pe data de 5 eu am început socot pe 17 iulie. Și nu ți-a ieșit? 36 și 2 țări. Eu nici nu știu cum să comentez în cazul dat, pentru că cumva te dezgust ceea ce auzi când se începe matematică de la zamă până la nu știu cum, mai uit și medicina și calculele deja de obstetrică. Dar la 36 și întreg și 2, cum zici, 36 de săptămâni sunt nasc copii. Matur sau prematur? Este matur. Este. Da. Dar n-a răspuns concret la întrebare. La noi deja avea 3 kg. Deci, dar înțeleg că asta deja nu te mai convinge pentru că... Nu mă convinge pentru că mai mulți persoane, da, care tot în medicină lucrează. Și ce ți-au spus medicii? Că în 36 de săptămâni nu se nasc copii? Prematur trebuie să fie după data care sunt. Așa. Cum s-a născut copilul vostru? Destul de normal. Eu am fost la naștere. Nu pot spune că eu n-am văzut hârtiile care au fost. Da, eu cum? Poate și le-am văzut, dar n-am intrat să văd acolo și cum. Pe mine atunci nu m-a interesat nic. În orice caz, eu n-am simțit că eu nu sunt... Cum? Că acum amu, eu mă gândesc că nu sunt copiii mie. Eu atunci nu m-am gândit niciodată că nu sunt mie. N-am avut așa să mă gândesc. Bine, dar ți-ai iubit soția. Dar uite, Ion, mai devreme, te-am ascultat până acum, dar mai devreme, mama ta și tatăl tău au venit aici și ne-au spus că ei au avut, practic, din start dubii. Ceva, da, au fost de asta. De mult, eu încă o dată vă spun că eu atunci n-am tras, nu tragem atenție la chestiile astea. Dar uite, eu la chestia asta am început să trag atenție, după și ni s-a fost spus. Voi ați stat în pirostrie în curtea doamnei Valentina plângând amândoi și i-ați spus doamnei Valentina că plângeți pentru că cineva spune, cineva fiind părinții tăi, că Olga poartă un copil nu de la tine. Eu, să vă spun sincer, eu nu ți-am minte așa ceva. Părinții tăi vreodată ți-au spus că ei au bănuieli privind copiii tăi? A fost asta? A fost. A fost. Și tu trăgeai cu urechea? Da, e vorba de părinții tăi. Pii și au intrat, pii și au ieșit. Eu n-am, vă spun încă o dată, nu atragem atenția la așa ceva. Cum să-ți spun? Să nu atragi atenția când proprii tăi părinți spun că proprii tăi copii nu sunt ai tăi. Chiar nu i-ai întrebat cum tată, cum mamă, cum voi bănuiți așa ceva, este familia mea. De atâta că eu așa spuneam, nu vă amestecați că... Dar îți lăsau acolo, uite, urme aceste vorbe de-a părinților? Asta a fost odată, asta nu a fost de multe ori. Asta a fost, s-a spus și s-a uitat. Da. Părinții tăi, proprii tăi părinți, sânge din sângele tău, nu-i crezi? Îți zboară dintr-o ureche în alta? O femeie străină, o crezi din prima? Eu vă spun sincer, eu am fost în șoc.
Eu deci mergem la volan și nu știam ce să spun, nu știam ce să fac, nu știam ce să răspund. Dar când mama ți-a spus că are aceeași bănuială, tu nu erai în șoc? Nu am crezut. Ia că eu... Nu, nu, pe femeie și am crezut, pe mama nu am crezut. Nu am auzit încă niciun argument serios sau plauzibil care ar pune la îndoială paternitatea tatălui. Uh-huh. Și chiar și dacă ar fi asemenea dubii, aceasta nu vă eliberează de obligația de a avea grijă de copii. Apropo de grijă pentru copii, haideți să-l întrebăm pe Ion cum are grijă el de copii. După așa a început a zvârli cuțete mine, eu nu mă ducem acolo. Cuțetele astea e între voi doi, în privința da. Copiilor. Povestea. Eu vreau să ajung. Eu mai dădeam bani, nu mulți. Eu ultima dată când m-am dus, eu i-am dat 4.000 de lei, tăi cupiurile de câte 100. Ea asta spune că nu i-am dat. Bine, las fie că nu i-am dat. Eu banii ăștia îi dau, asta eu socotem ca un părinte să am grijă, să nu îngheță de mâncare și așa mai departe. Și trece 2 săptămâni, pe mine mă cheamă la sud că eu n-am achitat, că eu n-am grijă de nică și s-a achit oficial. Ion, este adevărat că tu ai plecat din familie exact în momentul când ai aflat că fetița ta este bolnavă? Nu în moment. O trecut vreo 2-3 luni sau mai mult. Eu nu pot să vă spun precis cât o stat aici la Chișinău, în spital, că eu, dar o seară și eu am dormit în spital cu fetița. 9 luni a stat Vitalina în spital. Asta nu îndată, asta nu îndată a fost. De pe 26 ianuarie, cum a fost internată 2014. Nu știu cât timp, nu pot să vă spun, dar... Și când a plecat Ion din casă, din familie? Încă ianuarie, februarie, mart, undeva pe la sfârșitul aprilie, el categoric nu s-a mai prezentat nici la spital, nici acasă la băieți vii să-l vadă. Ion, de două, deci este adevărat, ce diagnoză are nepoata dumneavoastră, doamna Valentina? Leucemie. Cu grad de risc. Doamna Tale, dacă permiteți, eu sunt o persoană simplă, sunt o tată unui copil care... Cu părere de greu, din greșeala unui medic, copilul este invalid, de grad sever, țântuit la pat. Dar vreau să-ți spun că nici o tată nu ne-a venit prin minte, cu toate că am avut lovituri destul de dure din partea sistemului medical, din partea rudelor cele mai apropiate. Nu ne-a venit nici pe secundă prin gând să lăs soția și prințesa mică. M-am străduit în timp de 4 ani de zile, 24 din 24, să fiu alături de ea. Și să spun sincer, mă sunt lângă soție și sunt zi de zi, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat o soție puternică. Sunt ca într-o mașină bronată lângă soție. Indiferent de vorbe, indiferent de discuții, indiferent de speculații, nu cedăm. Ne străduim în prim plan să ne axăm pe sănătatea copilului. Cu toate că medicii din start... Ne-au descurajat complet. Au fost niște killeri morali care ne-au spus copilul nostru nu are nicio șansă. Noi la ziua de azi am demonstrat inversul. Noi avem niște rezultate fantastice. Copilul nostru zâmbește, copilul nostru a făcut câțiva pași și el stă în picioare. Eu ți-aș sugera ca un tată simplu, te rog frumos, nu lăsa copilul. El are nevoie de tine ca cum tu ai nevoie de aer. Sincer îți spun. Nu lăsa nici pe secundă. Nu asculta ce spune lumea. Gura lumii niciodată nu astupi. Asta eu nu am plecat, că eu am aflat. Acolo au fost neînțelegeri, fel de fel de cuvinte murdare eu am fost făcut. Înainte de asta tot multe chestii au fost începute. Care eu credeam că persoana aceea e inconștientă și nu știe ce face și într-o zi eu o să răspund de dânsa. Ascult, dar cum ai vrut tu, o mamă, să reacționezi în momentul în care are un copil bolnav și în viața ei se întâmplă așa o tragedie? Ai vrut să te mângâi pe cap sau cum ai vrut? Ea era stresat, femeie, probabil și astăzi să mai trăiești acest stres. Cum tu ai vrut ca ea să... Ce comportament ai vrut tu să aibă față de tine? Bine, ai plecat, nu te-ai înțeles cu ea, dar de ce tu nu ai rămas tată lângă copiii tăi? Că copiii tăi au nevoie de tine. Eu am fost tată, eu lor le-am achitat. Nu știu. Tata nu-i doar achitare. Înțelegi? Asta eu și vreau să spun că să mă înțeleagă toată lumea. Asta nu e achitare. Eu mă duc și dau și nimeni spune că eu n-am dat. Dar
Dar nu cred eu că asta înțeleagă cineva. Credeți că asta e femeie normală? Și vine și de-și plânge pe loc și ieși atâte. Dar cum să nu plângă dacă iau așa tragedii în familie? Tragedii, tragedii. E tragedii, când un copil e bolnav, asta e tragedii. Unii nu au fost pe loc o plâns. Of, eu nu pot, of, eu nu pot. Dar după tine chestia asta și situația asta e de râs? Da, asta nu e de râs, asta nu e de râs, dar eu nu tot să mă fac fel de fel și să zvârlă cu țâte, să zvârlă cu cine pădești. El, dacă e înconștient, eu nu vreau ca să răspund pentru zesa. Femeia asta, de când a venit în studio, n-am auzit nimic de rău să spună de tine. Voi certuri anterior ați mai avut sau nu? Permanent certuri. Permanent, da. Păi, de ce n-ai plecat anterior, dar ai plecat după certurile de la îmbolnăvire două luni, asta trei luni? Asta nu e cearta de la îmbolnăvire. Dacă spui că din cauza certurile ai da, plecat. Da, eu vă spun, asta nu e, eu n-am plecat din cauza îmbolnăvire, dar din cauza certurilor care eu nu înțelegem și se întâmplă, doamnă. Ion, am o întrebare la tine. Cât copila ta a stat în spital, în afară de bani, pentru că bani știm că cheltuielile sunt destul de mari, de câte ori ai îmbrățișat-o? Pentru că ea suferă de o boală unde e nevoie de atenție, e nevoie de dragoste, pentru că noi știm cât tare mult ne vindecăm de la ceea ce primim, de la emoții, de la grija celor din jur. Eu am fost vreo câteva ori, dar o singură dată eu am dormit. O seară eu am dormit acolo cu dânsa pe Pătușan. 9 luni? Eu n-avem timp, e de la mine. Dar tu ești tată. Dar tu ești tată. În momentul în care ai păzit pragul acestei familii și ai cerut fata asta în căsnic. Eu dormim, nu mă ducem acasă. Întrebați am fost, eu dormim, erau că eu poate îmblam nespalat. Ca eu să fac, să întrețin copilul. Dar măcar de dragul copilului n-ai mai putut să rămâi atât timp cât să se facă bine? Nu. Și după 4 luni de zile, cât a stat copilul tău la spital cu mama lui, tu ai decis să pleci din familie. Copilul a mai stat încă 5 luni la spital după asta. Ai fost vreodată să o vizitezi? Nu. De ce? Pentru că eu cu dânsa m-am certat, nu vroiam să văd. Tu te-ai certat cu soția, eu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe mama ei, pe Olea. Eu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe dânsa. Din cauza ei, eu m-am îndepărtat de copii. Dar copiii rămân ai tăi. Copiii, eu vă spun, eu de băiet nu știu precis. Da, el nu seamănă cu mine. Dar, de fapt, cum eu am socotit... Tot nu e a lui. Plecarea lui Ion din familie, mai ales într-un moment extrem de dificil, i-a șocat pe toți cei care îi cunoșteau și, în primul rând, pe nașii lor de cununie. Îl invit în platou pe Anatol Zgherbaci, nașul cuplului destrămat. Domnul Anatol, spuneți-mi, vă rog, sunteți nașul de cununie a lui Ion și a Olgăi. Voi, cum ați aflat că Ion nu-și mai recunoaște copiii? De cum? A venit el la voi să vă spună, să se consulte, nu. Să... Asta nu a fost. Între noi, n-a știut noi. Madame Pior, Madame Șina ne-a spus că el l-a lipadat, s-a dus. Olga v-a spus? Da. Dar el v-a zis ceva, finul vostru? Nu. De atunci eu cu dânsul nu m-am întâlnit, dar, cum vă spun, bună ziua, n-am auzit la dânsul, ca și... Nici bună ziua n-ați auzit? Da. 4 ani de zile. Dar de ce așa? Da. 4 ani de zile, tu vă dată, bună ziua, ne-i des? Dar dacă te uiți la mine când mergi pe drum sau uiți pe deală? Dai signal, nu așa ai mers înainte și gata. Dar vezi că am dat? Ai zis, dai signal, apoi spui că nu m-a salutat. Da, eu tot dau signal, atât omul merge, dau signal. Nu, dar pe eu ce trebuie să fac, ca să atrag atenția, eu am dat și să ridic mâna, corect? 4 ani de zile. Corect? În 4 ani de zile. Da. Trebuie să... Dai jos, dai bună ziua, bună. Domnule Anatol, spuneți-mi, vă rog, dar... În ce relație erați cu fiinii voștri până a pleca Ion din familie? Relație bună am avut. Dar este estima, adevărat... Estima. Așa? Deci veneau la voi în ospeție, vă dădeau bună ziua? Da, a fost tot normal. Vă credeau de nănaște, părinți spirituali? Până la un timp. La un timp și au avut între dânsă, nu știu. Probleme familiare, acolo n-are și nici să amestecas. Când Ion a plecat, a decis să plece din familie, a venit la voi să vă spună? Nu. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, atât timp cât ei nu mai sunt împreună de 5 ani, practic, vă vedeți cu ei? Am înțeles că cu Ion... Nu. Nu. Și nici nu e loc de bună ziua. Cu Olga? Cu Olga, da. O vizitați? Da, o vizităm, ne vizitează. Copiii.
Deci ați păstrat relația cu Olga, da, și cu copiii, da, ei, cu finuții voștri. Spuneți-mi, vă rog, acum, domnule Anatol, dar este adevărat că soția dumneavoastră, nașa cuplului, este și mătușa dreaptă a lui Ion? Da. Sora lui doamna Aurica? Da, doamna Aurica. Vreau să știu de ce ați venit astăzi singur. Nu a avut timp să vii. Sau nu a vrut? Nu, a fost ocupat. Faptul că după despărțire, voi ați păstrat legătura cu Olga, dar cu Ion nu, înseamnă că ați luat cumva partea Olgăi? Că o susțineți pe ea? Da, nu, că e neostimat de tău susținem. Ioane, spune-te, rog frumos, dacă n-ai părăsit copilul, familia, aveai altă femeie? Nu. Sincer. Eu am o persoană, o fată, am mult timp de ani de zile. Când ți-ai văzut ultima oară copiii? Eu nu pot să vă spun precis. Ultima oară pe Vitalina, dacă eu nu mă greșesc, asta a fost în an vara, când a fost hramul la Voloave, cu Nășica era. Eu nu m-am apropiat, că eu m-am întors, nu știu trebuie să fac, și când m-am uitat, ei nu erau. Nu știu unde era, ia că atunci, ultima dată, mi se pare, da, atunci. Și mai mult eu n-am văzut. Decât pe fotografii sau am vedere în realitate, numai cât atunci. Dar până atunci? Până atunci, îmi pare că când era Olea cu fata în braț și ne-a pălit cioarele pe ușă la mașină. Și după aceea, la hram. Ai vrut vreodată să-ți vezi copiii? Singur, să vii să-ți vezi copiii? Ai vrut vreodată? Eu niciodată, dacă așa văd, eu n-am putut să mă duc niciodată. Da, eu aș vrea să văd, dar eu n-am văzut. Dacă-s copiii mei, arată și trebuie să arăt că-s copiii mei, da, eu vreau, da, eu accept să știu copiii mei. Dar să nu fiu, să știu dat, că eu să-i plătesc ei, că eu nu face business cu copiii, să-i plătesc, e pentru bani. Eu am pe dânsa înregistrat pe telefon, cum ieșe de nici ne spune, că ei trebuie bani. E pe mine să mă scoată de la alimente, dar de drepturile părintești, nu, că eu să cum? Stai, nu este. Drepturile părintești, nu, n-am dreptul la copil, dar să-i achit, da. Am dere să mă dezică, dar drepturile părintești tot așa să rămâi. Adică să nu mă văd cu copiii, dar prin poștă cum e achit, așa și să e achit. Dar tu ce vrei? Să-i transmiți bani numai, sau să vii să-i vizitezi, sau poate în deopște să uiți de ei. Cum vezi tu? Eu vă spun, noi împreună, doamna, să știm, dar chiar dacă se știbă a mie, eu nu vreau să plătesc prin poștă. Familia nu se face așa. Eu singur, cum am fost să-i duc, eu singur să mă duc să duc. Cât ați pot, a să dau. Ați trebuia să de îmbrăcat. Ați trebuia să gândiți... Știi cât costă o reabilitare medicală, cât a să pot să dau? Când ai devenit tată, te-ai gândit că ai și o obligație și o responsabilitate. Dar eu m-am gândit că eu și eu tată. Acum pot să fiu tată, dacă n-am probleme, nu mai sunt tată. Cum eu să mă gândesc dacă în timpul ăsta, când în procedura care a fost, când eu observat că eu gata, e pe mine mă ține. Pentru și e pe mine mă ținut. Despre ce procedură? Eu gata? Ce spui? În timpul sexului. Că ce? Da, și pe mine m-a ținut ca să și întrânsa. Tu ajungi grabă la Dumnezeu, domnule. E vinovat. Dar tu ca tată, s-o poți? De băiet nu pot să-ți spun. Nu, ceva în suflet, ai așa? Nu. Că avea două vaci, am rugat să fie vândut o vacă. Și mai nu te-am ajutat cu nică? Și bunica o întreba, dar dacă n-a străiască? Insiști că acești copii nu sunt ai tăi? Pentru fată, da, pentru că eu s-o cot copilul la 36 să naște prematur. Dar cât privește băiatul? Nu pot să vă spun nici că nu știu nimic precis. Numai că nu o să amână cu mine și gata. Ion, în aceste plicuri se află adevărul după care ați ajuns astăzi aici în studio.